Arhimandrit Mihai Nechifor sunt. Aveți... Vă ascult, părinte, spuneți. Aveți o restanță la muzică? Nu, știți ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Vă spun eu, am luat-o, dar probabil părintele nu a operat în... Dar părintele nu operează. Noi am luat legătura cu părintele și ne-a spus clar că nu ai obținut notă de trecere la examenul dumnealui. Deci eu în vară am obținut notă de trecere. Dumneata vrei să devii față bisericească. Eu nu vreau să cred că ești în stare să mă minți. Deci eu am plecat de la restanță, inima deschisă că am luat. Părintele mi-a spus că am luat. Ce ai avut la examen? M-a pus să cânt Apărătoare Doamnă și răspunsurile mate Varlam. Atât. Le-ai cântat bine? Păi părintele a zis că da. La noi figurez clar cu restanță. Și în cazul ăsta ce se poate face? O să mai susții probabil încă o dată examenul respectiv. Bun, atunci o să vorbesc și eu cu părintele profesor. Să vedem ce spune și sfinția sa. Deja examenele astea se dau acum la București, nu le mai dai în Târgoviști. Ai înțeles? Și să înțeleg că studentul de la Constanța vine la București pentru examen. Pentru restanțele care sunt RR-uri. Da. Se vine aici. Susțineți examenul cu mine. Da. Da? Da. Ia mai zi-mi odată ce ai spus că ai avut la examen. Cântarea Apărătoare Doamnă. Da. Și răspunsurile mari. Da. Varlam. Ia dăm răspunsurile mari acum ca să văd ce fac cu dumneata. Acum am cartea în față, pe din afară nu le știu. Dar cum să nu le știi pe din afară? Deci cântarea pe note, cum apare ea tipărită acolo. Nu contează, spune-mi ori primul subiect, ori al doilea. Apărătoare Doamnă. Spune-mi, te rog. Apărătoare Doamnă, pentru biruința mulțumire. Ajunge că văd că deja cânti fals. Nu te supăra că spun. Da, nu mă supăr, ăsta e adevărul. Cum vrei tu să apari în fața enoriașilor și să îi zgârii la urechi? Trebuie să faci ore de pregătire cu mine dacă vrei. Am înțeles. Îți pregătești niște bănuți? Da, să vedem. Notează-ți pe hârtie. Deocamdată nu sunt disponibil de hârtie și pix, iertați. Iertăm, nu-i problemă. Dacă știi ce înseamnă Now I'm Live on Kiss FM, iertăm de tot. Farsa e din partea familiei și a Ioanei. Da, să fie binecuvântați cu toții. Vă mulțumesc mult, Doamne ajută. Pa, sănătate, Doamne ajută.